discuția cu oamenii din țară, am depistat mai multe teme care îi frământă pe oameni. De exemplu, aceasta este o scrisoare despre pensii și indemnizații, prin care cerem majorarea imediată a pensiilor pentru toate categoriile de pensionari, cerem indexarea echitabilă a pensiilor proporțională cu stagiul de cotizare, în sens că o persoană care a muncit mai mult, evident, trebuie să aibă o pensie mai mare. Și cerem majorarea indemnizațiilor pentru copii, invalizi și șomeri, pentru că toate plățile astea sunt foarte mici și nu asigură un trai decent. Ce părere aveți dumneavoastră despre astfel de scrisori? Este o idee bună? Noi aceste scrisori, din numele cetățenilor, le trimitem către guvern. Foarte bună. Dumneavoastră personal ați semnat astfel de scrisoare? Semnez. Și asta, de exemplu, este legată de pensii și indemnizații, prin care noi cerem majorarea imediată a pensiilor pentru toate categoriile de pensionari, cerem indexarea echitabilă a pensiilor proporțional cu stagiul de cotizare și cerem majorarea indemnizațiilor pentru copii, invalizi și șomeri, pentru că toate cheltuielile nu acoperă cheltuielile de întreținere. Foarte idee bună. Dumneavoastră ați semnat o astfel de scrisoare? Ce mai ține? Aceasta este o scrisoare pe care o trimitem către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin care vorbim despre independența presiei. Cunoașteți că presa este una dintre puterile în stat. Da. Și însă la noi, cel puțin în Republica Moldova, presa este supusă sau partidelor politice sau Corect, ca și televiziunea. Da. Și anume aici spunem despre faptul că în scopul depolitizării și asigurării independenței presei pentru toate tipurile de presă, venim cu următoarele sugestii: investigații, dezvăluiri și expunerea controlului de finanțare a partidelor politice asupra presei, controlul asupra conținutului plătit de partide, tragere la răspundere, evident, și penalizarea tuturor mediilor. Iată, bravo, bravo. Dumneavoastră ați semnat o astfel de scrisoare? Numai decât. Dacă da, vă puneți semnătura aici. Așa. Mergem prin localități și informăm cetățenii despre drepturile acestea. De exemplu, un drept este cetățenii au drept să petiționeze statul. Se scrie scrisori în privința problemelor cu care se confruntă ei în viața de zi cu zi. De exemplu, noi avem o petiție despre pensii și indemnizații. În afară de aceasta, corupția, de exemplu, ar fi o temă care v-ar interesa? Clar. Cunoașteți că corupția scade nivelul de încredere cetățenilor, scade nivelul de trai pentru toată populația. Din cauza asta avem salarii, pensii mici, deoarece la noi în țară corupția e foarte mare. Cum vă gândiți? La noi în țară pensiile sunt mari? Nu, foarte mici. Dumneavoastră cunoașteți despre dreptul de a petiționa statul? Ce scrieți despre probleme cu care vă întâmpinați? De exemplu, pensiile mici ar fi o problemă pentru dumneavoastră. Le-ați scrie lor tema aceasta? La fel avem despre corupție. Pentru că corupția scade nivelul de încredere a cetățenilor. Adică cu cât e mai mare corupția, cu cât mai greu cetățenii pot să influențeze situația care este în țară. Scade nivelul de trai pentru toată populația, adică lumea trăiește în mai mult sărăcie dacă corupția este mare. Și nevoie economică și lipsa de integrare civică creează corupția.